Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În această săptămână ne-am propus să discutăm, de fapt, mai multe aspecte ce țin de modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale în Republica Moldova, despre observațiile la care au ajuns observatorii, cât și despre poziția diferitor organizații non-guvernamentale care au avut în vizor acest exercițiu democratic. Aceste aspecte ne le-am propus să discutăm împreună cu Pavel Midrigan, ex-membru CEC. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și Igor Bucătaru, analist principal al misiunii de observare a alegerilor Promolex. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Mulțumesc mult, bună seara! Domnule Midrigan, vreau să vă întreb pentru început. Acest exercițiu democratic de duminică, de fapt, concetățenii noștri și-au pus o serie de speranțe în candidatul care va câștiga acea cursă electorală. Haideți să vedem de ce au ieșit în stradă o serie de concetățeni de ai noștri. O să discutăm despre faptul și cine sunt aceștia și cum au fost ei mobilizați practic pentru a cere demisia CEC și a ministrului de externe. Pentru că acestea, din câte am înțeles noi, sunt principalele revendicări ale lor. Care e poziția dumneavoastră? Bun, ați menționat că discutăm despre alegerile care s-au finisat. Eu cred că noi încă mult o să discutăm și diferite aspecte, și politice, și sociale, și tehnologii, și așa mai departe, ca întotdeauna, de fapt. Deci, evident că la alegeri cineva câștigă, cineva pierde. Dar așa este competiția în toată lumea, nu numai la noi. Și noi considerăm că acesta este un exercițiu politic, un exercițiu democratic și esențial este de a asigura posibilitatea ca cetățeanul, alegătorul să-și realizeze dreptul său, dreptul de a alege și de a fi ales. Acum ați menționat că cineva a ieșit în stradă. Bun. Noi cu acest fenomen ne-am întâlnit de multe ori în ultimul timp. Eu vreau să aduc aminte 2009. Când eu eram membru. Cel mai elocvent exemplu, cred că. Ei, cu părere de rău din unele puncte de vedere, fiindcă am putea face o analogie cât de cât la general, că atunci a doua zi, da, fiindcă scrutinul a avut loc pe 5 aprilie, noi pe parcursul zilei de 6 nu mai adunam ca și acum datele preliminare. Ceva mai greu decât acum, fiindcă acum s-a mai modificat un pic, deci în principiu pe 6 seara deja erau persoane chemate în stradă că s-au falsificat, că au furat voturile, că au furat victorii, că au... deci putem trage o analogie, și nu mai mult. Și iată că au trecut de atunci 7 ani, s-au întâmplat niște evenimente foarte tragice și până la urmă acele chipurile probe de fraudare sau de furt, așa și n-au fost prezentate. Investigatorii, fiindcă eu consider că a fost o instigare la aceste manifestații, fără niciun temei legal, și vorbesc în primul rând din punct de vedere juridic, fiindcă noi aveam o procedură. Chiar și dacă au fost comisii careva încălcări, noi aveam procedura cum să fie depuse contestațiile, examinate și așa mai departe. Iată că, ignorând această prevedere legală, toți participanții, fiindcă până nu se pronunță Curtea Constituțională, încă nu știm cine a câștigat definitiv sau nu. De fapt, anticipați întrebarea mea. Chiar vroiam să vă întreb. Astăzi este joi. E a doua jumătate a zilei. Noi nu avem datele oficiale. E firesc sau ceva trebuie să dea de bănuit? Dumneavoastră în calitate de ex-membru. Este firesc. Și aici nu este necesară graba. Fiindcă procedura prevede că de la toate birourile secțiilor de votare trebuie să parvină procesele verbale pe suport de hârtie, fiindcă acum sunt preliminare în varianta electronică și așa mai departe. Și numai după aceasta ce se analizează, Comisia Electorală Centrală face bilanță, face raportul. Și iată acest raport, legislația prevede în timp de 5 zile, da, de când sunt toate materiale, fiindcă
și în timp de 5 zile totalizează. Înseamnă că pe parcursul zilei de mâine... Da, poate să fie plus, minus, în dependență. Că... Pentru mâine este fixat deja ședința. Și după aceasta, materiale, raportul, toate materiale se remit curții constituționale. Însă de data aceasta, în comparație cu alte scrutine, avem un pic o altă situație, fiindcă s-a modificat un pic legislația electorală. Dacă înainte noi o parte din contestații le examinau organele electorale, inclusiv Comisia Electorală Centrală, în acea perioadă noi chiar le prezentam curții constituționale, ca ele concomitent. Iată că a parvenit o modificare, că dacă sunt contestații, aceasta este competența instanțelor de judecată și este corect. Și numai după ce se examinează și se expune instanțele de judecată asupra contestațiilor, atunci se deschide drumul și pentru Curtea Constituțională. În vederea validării. În vederea, da, recunoașterii sau validării rezultatelor alegerilor. Domnule Bucătaru, asociația pe care o reprezentați dumneavoastră a venit și pe parcursul zilei de duminică cu mai multe constatări pe care le-a tras de pe urma observării acestui scrutin. Care au fost principalele concluzii la care ați ajuns și nemijlocit care au fost încălcările? Pentru că de fiecare dată ne axăm pe aceste încălcări. Da, pentru al doilea tur de scrutin, ca și în cazul primului tur de scrutin din 30 octombrie, misiunea de observare a alegerilor Promolex a reușit să-și asigure prezența câte un observator în fiecare secție de votare din Republica Moldova, fiind vorba de acele 1981 de secții de votare. Și de asemenea, ca și în primul tur de scrutin, am asigurat prezența observatorilor noștri și în peste 40 de secții din situate peste hotarele țării. În ceea ce privește principalele constatări ale misiunii de observare, au fost prezentate și pe parcursul zilei, au fost prezentate și deja în ziua de luni, precum și printr-un comunicat în ziua de ieri, deja datele finale a numărării în paralel, precum și o sinteză a tuturor acelor constatări pe care noi le-am prezentat. Dacă să vorbim de câteva, în special din punct de vedere al comparației, cu chiar cu primul tur de scrutin, atunci chiar, ziua de duminică, celui de-al doilea tur de scrutin se, spunem așa, individualizează prin anumite momente, incidente pe care o parte din acestea pe care noi le considerăm sau fenomene, să le spunem, fiindcă, de exemplu, dacă despre primul să vorbim, fenomenul de transport organizat, care a fost transportat organizat alegătorilor, care a fost identificat sau observat de către colegii noștri din teritoriu, referindu-se în special ce ține de secțiile de votare care asigurau votarea cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului. Aici din ce cauză vorbim de fenomen, fiindcă în sine transportarea organizată a legătorilor nu este o încălcare și nu este prevăzută în codul electoral despre așa ceva. Este un fenomen însă care la acest tur de scrutin a asigurat cel puțin, dacă să luăm conform listelor suplimentare în acele 30 de secții, de aproape 17.000 de alegători care au votat. Asta un prim moment. Al doilea moment, vorbind iarăși despre specific, clar că nu putem vorbi, să nu menționăm faptul că s-au epuizat, să spunem așa, stocul de buletine în secțiile situate peste hotarele Republicii Moldova, în circa 13 identificate pe parcursul zilei de către misiunea de observare Promolex. Și în aceste ordine de idei, cu siguranță că este un subiect care pe viitor se va reveni și se va discuta inclusiv de autorități electorale, de societate civilă, de a vedea în ce măsură putem asigura votul cetățenilor noștri de peste hotare. Amintesc, chiar mi-aduc aminte, eram aici la dumneavoastră într-o emisiune când discutam raportul 3 și vorbeam despre aceasta, despre faptul că totuși noi venisem cu o analiză în care demonstram că în anumite localități, în anumite state trebuiau de suplimentat secțiile de votare, da, numărul secțiilor de votare. Cu regret, într-un fel, constatăm că în turul 2 de scrutin, în cea mai mare parte din ceea ce am vorbit noi, s-a întâmplat anume momentele despre care în principiu nu ne-am dorit.
Un al treilea moment care iarăși noi l-am sesizat și în primul tur de scrutin, observatorii noștri ne-au comunicat și în al doilea tur de scrutin, se referă despre fotografierea buletinilor de vot. Care, este o încălcare? Haideți să punem lucrurile. Da, și în acest sens, circa 84 de cazuri au fost în special în municipiul Chișinău. Și dacă să vorbim de un al patrulea moment, care cel puțin pentru misiunea de observare este deja, putem vorbi chiar ca pozitiv, faptul că dacă în primul tur de scrutin au fost mai multe cazuri când s-a restricționat sau pe anumite momente obstrucționat accesul observatorilor Promolex în secție de votare, constatăm că în această zi deja a fost observatorii Promolex au întâmpinat mai puține dificultăți. Și ca așa, la momentul poate deosebiri sau ce ține de observările misiunii noastre, încă un moment ce vreau să zic de turul 2 de scrutin se referă la faptul că au fost identificate multe cazuri, numărul l-avem prezentat, de sistare, de deficiențe, să spunem, în asigurarea curentă electrică a secțiilor de votare pe parcursul zilei, care a fost de dimineață cât și seara, și aici este un subiect destul de, să spunem așa, da. Fiindcă în condițiile în care alegerile s-au desfășurat acum luna noiembrie, când cunoaștem deja că începând cu orele 16 deja vizibilitatea este redusă, dar am avut situații când anume după orele 16 s-a deconectat, a fost pe mai mult timp, chiar până la 3 ore. Mulțumesc în acest sens membrilor de birou, acel observator implicați care au, cu lumânări au lucrat. Important e că n-au sistat, n-au suspendat procesul de votare, dar ca discuție și tot aici s-a adăugat și faptul că chiar am raportasem la fel în rapoartele anterioare faptul că nu toate secțiile de votare erau asigurate cu agentul termic, adică una cu alta, să înțelegem că a fost destul de dificil pentru multe secții de votare de a funcționa. Domnule Medrigan, vreau să vă întreb, noi cei din media am discutat în repetate rânduri pe parcursul acestor zile care au trecut de la alegeri epopeia buletinilor care s-au plimbat până în Portugalia și s-au întors înapoi acasă pe parcursul zilei de ieri, dacă nu mă înșeală memoria. Întrebarea mea este una firească: cum a fost posibil, cine sau unde s-a comis acea eroare, și în contextul a ceea ce spunea domnul bucătarul, lipsa buletinilor de vot, cărui fapt îi se datorează? În primul rând, eu aș menționa că Promolex este una dintre cele mai credibile organizații de observatori și eu, atât pentru studenți și la alte diferite conferințe care noi le avem în acest domeniu, fac referință la raporturile lor și inclusiv la raportul final. Inclusiv în raportul final 2014, acolo sunt câteva cifre foarte interesante. Și care eu, că Partidul Liberal Democrat nu a declarat în jurul de 9 milioane de lei acele cheltuieli care au avut în scrutin. Partidul Democrat 9 milioane și jumătate. Partidul Comuniștilor, deci era un semnal pentru alte scrutine că boala noastră veche se folosesc importante resurse financiare în campanie electorală. Și de data aceasta... A căror origine nu o cunoaște. Păi da, dar noi zicem și cu ajutorul observatorilor și inclusiv observatorii internaționali că toate aceste observații documentate și așa mai departe, ele se întocmesc într-un raport pentru a îmbunătăți cadrul legal și procesul pentru următoarea de scrutine. Asta e esența, da? Și s-ar părea că trebuie să închidem acele portițe care mai rămân, inclusiv această boală foarte cronică, finanțarea ilicită pe diferite căi, iată, colegul a menționat și transportul și așa mai departe. Deci am putea constata că iată mai sunt încă niște portițe. Dar într-adevăr, dacă am face o comparație cu alte scrutine, am putea menționa că sunt unele îmbunătățiri. Referitor că buletinele s-au plimbat sau au ajuns sau nu au ajuns în primul rând și colegul cât trebuiau. Eu ca jurist întotdeauna zic că este cadrul legal, el este bun sau rău, și vreau să menționez că acești doi candidați nu au fost unul din partea puterii și altul din opoziție. Când în scrutin este și puterea și opoziția, întotdeauna noi avem suspiciuni
față de putere, că puterea folosește resursul administrativ. Iată că doi candidați care nu fac parte din putere, da? Deci când vorbim de resursul administrativ, fiindcă cine îl folosește? Puterea. Resursul administrativ, ce? Poliția, administrația publică locală și așa mai departe. Iată că acești doi candidați nu sunt a puterii, niciunul, nici altul, da? Sunt opozabili puterii, critică puterea, da? Da. Prin urmare, au folosit alte pârghii decât cele a puterii. Cu toate că un actor important al puterii, zicem Partidul Democrat, el s-a declarat că susține un candidat. În ce măsură a susținut sau nu, este o altă chestie. Prin urmare, dacă noi vorbim despre secțiile de votare, codul electoral foarte clar prevede când și în bază la ce. Da? Începând cu 30 până la 3000 de alegători trebuie să fie, adică în baza listelor electorale, unde poate să fie creată secția de votare. În unele sate comune sunt 2-3 secții de votare, reieșind din numărul alegătorilor. Este o altă istorie peste hotarele țării. Și aici este o temă foarte complexă. Foarte complexă, fiindcă... Și sensibilă în același timp. Sensibilă, fiindcă n-am vrea să jignim pe cineva, dar alegătorul trebuie să înțeleagă că realizarea unui drept constituțional, el este supus unor modalități. Deci nu că este scris și voi crăpați în patru, faceți-l. Păi da, dar cine îl facem? Tot noi. Cheltuielile pentru scrutin, eu vreau să aduc aminte cât costă, da? Țineți minte cât costă? Spuneți. Să aducem aminte, telespectatorul. Păi da, un scrutin are 60 de milioane. Deci noi, așa modești, dar s-au găsit bani pentru aceasta, dar dacă se mergea pe pista că fiecărui trebuie să fie garantat, păi nouă ne trebuie, cred că, de 3-4 ori mai mult. Că atunci să zicem că iată se respectă. Prin urmare, este termenul de formare a secțiilor de votare. Și respectiv și buletinele de vot vin în conformitate cu secțiile de votare și numărul alegătorilor. Iată s-a stabilit numărul de alegători 3.200.000. Și aceasta este distribuit, a fost distribuit la secțiile de votare. Deci evident că la o secție de votare peste hotare, mai mult de 3.000 de buletine nu poate. Ori noi respectăm legea, ori nu respectăm. Pentru altele, toți asta o cunosc. Și uitați că în primul tur această problemă nu a apărut. Deci a apărut în turul 2 altă problemă tot complexă. O să revenim. Așa zicem, o să discutăm, da. Geneza, cine a provocat în principiu. Ați văzut, primul tur în jurul la 70.000 de alegători peste hotare și în Federația Rusă nici pe jumătate nu s-au folosit acele buletine și în alte state, nici pe jumătate. Aceiași alegători, aceleași secții de votare, în principiu. Da, dar raportat în același timp la diasporă, discutam iarăși cu diferite ocazii în acest studio că se interpretează unilateral. Diaspora este și în Occident, dar diaspora este și în Federația Rusă. Spuneți. Să nu întrem acolo, da. Că este mult mai... Trebuie să pornim de la început, fiindcă nu suntem noi cu diaspore și nu suntem cei mai care avem mai mulți cetățeni peste hotare. Nu noi suntem în lume primii. Dar referitor că trebuiau secții de votare deschise pentru turul 2 și mai multe buletine de vot. Nici de cum nu. Cu tot respectul. Eu aș vrea ca tot să voteze. Însă este o procedură de a constitui secțiile de votare. Nu putem că cineva a sunat și hai mâine. Fiindcă este necesar personal acolo să fie. Și anume funcționari electorali care au trecut cursuri, deci noi cunoaștem cu colegul meu ce înseamnă funcționar electoral. Nu poți să-l pui pe oșcare. Doi, trebuie un căpier, trebuie arendat, asta costă bani. Uitați-vă în unele orașe mari cât costă, fiindcă trebuie 2-3 încăpieri, cât de cât. Trei, trebuie securitatea buletinelor de vot. Cine o asigură? Cum? Deci este un complex întreg și pentru aceasta trebuie timp. Într-un timp așa de răstrâns este imposibil. Prin urmare, dacă ne uităm cadrul legal, el a fost respectat în tocmai de Comisia Electorală Centrală. Că s-a ajuns la scrutin cu un astfel de cadru legal, nu este vina Comisiei Electorale Centrale. Fiindcă s-a știut de diasporă și așa mai departe. Și ultima. Uitați-vă, eu pot să fac comparații, fiindcă eu personal am locuit peste hotare și cunosc aceasta, deci în alte state
cetățenii statului care se află peste cotare sunt la evidența ambasadei respective. Și este ca o obligațiune. Pentru ce este ambasada unui stat? Să acorde ajutor și servicii cetățenilor săi, care sunt peste hotare. Acum, uitați-vă câți cetățeni ai Republicii Moldova sunt înregistrați la ambasadele noastre. Aproape nimeni. Nimeni. Deci, ambasada este o structură în componența Ministerului de Externe și noi când zicem, dar câte secții de votare trebuie și unde? Deci aici o să revenim la o discuție cu diaspora, trebuie să fie un pas și din partea diasporii, a cetățenilor, să fie înregistrați. Eu acum nu vorbesc de impozite, de contribuția diasporii și invers, de ajutorul nostru când o reveni statul ei în țară, da, fiindcă sunt chestii complicate, dar astăzi este momentul, adică am în vedere după alegeri, când s-o liniști, să revenim la această problemă complexă, fiindcă ea are mai multe componente, și negative și pozitive, ca să limpizăm pentru următorul scrutin, care este de grabă, iată, peste 2 ani. Da? Ca multe chestii trebuie să le clarificăm. Nu e ușor, dar este necesar de a elucida acest aspect. Domnule Bucătaru, cum stăm la capitolul securitatea buletinilor astea de vot? Pentru că iarăși lucrul ăsta a fost discutat, nu au existat unele secții, condițiile necesare de păstrare, de la aceasta s-ar fi presupus că ar putea genera cel puțin o serie de probleme. Ce a constatat Promulex? Bine, în acest sens se prevedea, era prin legislație, păstrarea buletinilor în SAFEU, acum a fost modificat fiind vorba de loc sigur în cadrul unei mijlocite a secțiilor de votare, dar în ceea ce ține de observatorii noștri n-au raportat cazuri când ar fi pus sub semnul întrebării securitatea respectivilor buletine, cazul ce spuneați de psihotare, sunt lucruri care s-au întâmplat, însă e important că s-a adus și s-a demonstrat sacul respectiv, ca și ce mă aminte din primul tur de scrutin, când la fel s-a confundat, dar asta când e poșta diplomatică, diferite momente, când s-a confundat New York-ul cu Washingtonul, buletinele, listele mai bine spus, dar până la urmă cum s-a votat pe liste suplimentare, asta e practica de psihotare, așa că nu-i mare moment aici. Altceva ce vreau să zic în continuare la coleg ce spunea domnul Medelgan despre cadrul legal și dacă într-adevăr să ne orientăm la respectivul care îl avem cadrul legal, acolo sunt două momente care erau menționate că drepte mei, e vorba de acea înregistrare prealabilă cunoscută și vorba de cât s-au votat la precedentul precedentele alegeri. Adică în aceste reișințe din acești doi indicatori, de două momente, urma deja ca Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul având în vedere, să decidă asupra numărului. Și aici, într-adevăr, de menționat că responsabilitatea a aparținut Guvernului în acest sens de... Și ceea ce am menționat noi în rapoartele noastre, că se cerea la un moment anumit totuși o discuție, să spunem, cu societatea civilă, cu diaspora, în vederea identificării unor soluții mai bune privind deschiderea. Tot aici vreau să vă întreb, haideți să spunem tranșant telespectatorilor, reieșind din datele pe care le-ați obținut, există premize reale ca acest scrutin de alegeri să fie pus sub semnul întrebării? Pentru că, de ce întreb, după aceea urmează întrebarea pentru domnul Medrigan, că lumea a ieșit în stradă și vom vedea cine a ieșit și de cine provocați până la urmă. Tranșant se va expune Curtea Constituțională. Avem, vorbeam că Comisia Electorală Centrală a anunțat pentru mâine o ședință ordinară, în condiții în care vor fi anunțate datele finale, sunt acele 3 zile până când vor fi depuse la Curtea Constituțională. Încălcările nu sunt atât de grave? Aceasta, se repet, se va expune Curtea Constituțională când va primi și ea deja, să spunem, de la instanțe de judecată, ce ține de contestații e. Iar ce ține de misiunea noastră Promulex, vom veni cu raportul final în luna decembrie în care ne vom expune pe subiectul respectiv. La ziua de astăzi, repet, noi am prezentat acele încălcări, acele incidente, acele fenomene pe care le-am depistat pe parcursul zilei votării. Domnule Medrigan, au ieșit în stradă. Îmi permit să zic că au ieșit unele persoane care, eu cel puțin în calitate de cetățean, mă întreb dacă au majoratul. Cine le-a scos în stradă? Cum s-a ieșit? Există cineva în spate? Noi avem acest fenomen.
decepționat și vrea să revin la 7 aprilie, fiindcă eu am participat referitor la acele evenimente și în calitate de avocat și sunt foarte urâte. Foarte urâte din punct de vedere că adulții, actorii jocului politic folosesc copiii. Fiindcă la noi dreptul de a alege și a fi ales este stipulat de la 18 ani. Noi numim subiectul electoral. Cine e? Cetățanul care a împlinit vârsta de 18 ani. Până la 18 ani nu este subiectul procesului electoral. Deci ei n-au nicio atribuție. Iată că noi am văzut la 7 aprilie, în jurul de 70% erau copii 14-15 ani, care idei nu aveau, de ce ei sunt acolo și strigă și împroașcă cu pietre. Noi am văzut și zilele astea o parte, o majoritate din licieni arăci. Am fost și eu. M-am uitat, am venit, eu zic că am văzut oarecare organizare, drapeluri, diferite drapeluri materiale. Profanate, profanate. Bun, ajungem și la profanate, dar am avut ocazia să organizez și eu meeting-uri, inclusiv și în centrul Chișinăului, dacă vă aduceți aminte, Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației. Am făcut astfel de meeting-uri și eu știu cât costă un meeting de ăsta. Câteva mii de dolari. Deci așa când se zice că stihinic, cu fel de fel de plancarte, materiale. Deci este evident o organizare. Cine a organizat copiii? În mod special. Eu am menționat că dacă eu ca părinte trimit copilul la școală, la liceu, eu nu permit la pedagogi, la profesori și cei care mă ascultă, mă, colegii mei, eu nu permit ca copilul meu, minor, ca să fie folosit în astfel de meeting-uri. Astea sunt jocuri politice pentru adulți. Eu l-am trimis la școală. Prin urmare, dacă au temeiul, fiindcă au dreptul la manifestație cetățenii Republicii Moldova. Este un drept constituțional. Însă, în primul rând, aici nu trebuie implicați copiii, poate să întâmplă orice. Și ați văzut la 7 aprilie s-a întâmplat multe chestii destul de urâte. Destul de urâte și au fost și provocatori și așa mai departe. Prin urmare, trebuie să facem o lecție foarte și foarte serioasă. În jocurile politice, copiii nu trebuie implicați. Eu nu permit ca copilul meu să fie folosit în astfel de jocuri. Astea dar cum i-a convenit astea, la urmă acest astea, scenariu? Astea sunt jocuri pentru maturi. Maturii de la 18 ani, zicem noi, majoratul, ăștia sunt subiecții electorale. Poftim, ieșiți, demonstrați, revoltați-vă, numai în cadrul legal. Mai departe, deci evident că cineva nu iese de acord, dar noi avem procedură legală, avem contestații și așa mai departe. Ați întrebat colegul da. Că cum Curtea Constituțională. Eu personal și fac referire și la declarațiile multor observatori internaționali. Deci toate cele organizații internaționale și sunt unele OSCE și așa mai departe, care în principiu au făcut declarații referitor că în linii generale, fiindcă noi niciodată în Moldova n-am avut această apreciere că totul e ok, e imposibil, noi suntem încă o țară tânără, în principiu au fost libere și corecte. Da? Pentru noi, într-o țară de tranziție, este deja bine. Este deja bine, fiindcă, într-adevăr, cadrul legal, în linii generale, a fost respectat. Fiecare cetățean a avut posibilitatea să-și realizeze dreptul său. Acum, ce prevede legislația în vigoare în caz că au fost încălcări, fraude și așa mai departe? Legea prevede că dacă aceste încălcări au contribuit la rezultat. Deci dacă rezultatul este, noi mai cât avem 4% și ceva, da? Plus minus, da? 52 și 47. Deci dacă ar fi constatat fraude de 7-8%, adică mai mult decât diferența de câștigători, atunci da, dar dacă au avut ca și Promolex și alții care într-adevăr au fost și întotdeauna o să fie, nu că vreau eu să fie întotdeauna sau nu, noi avem încă oameni cu diferite culturi, cu diferite, eu știu, interese câteodată,
De multe ori și concurenții electorali pun umărul la aceste încălcări, îi încurajează cumva. Prin urmare, eu consider că astfel au fost încălcări. Au fost. Dar, dacă le luăm toate în cumul ca să declarăm că au contribuit esențial la rezultatul scrutinului, eu consider că nu. Domnule Bucătaru, cum a fost utilizată administrația publică locală? Mai puțin avem în acest sens, doar ce ține de prezență, este așa o categorie, un incident pe care noi l-am generalizat, l-am numit prezența nejustificată a persoanelor neautorizate. Și în acest sens a fost vorba... la Step Soci? Zic eu un incident care l-am generalizat mai multe situații de acest gen, aici fiind vorba de implicarea fitor persoane și dacă ne mijlociți să vorbim, da, sunt mai multe categorii, fiind vorba cel primar, avem trei cazuri când s-au implicat primarii în exces de zel, persoane care pretindeau a fi observatori, dar nu aveau, dețineau legitimația, simpatizanți un anumit concurent electoral care și alte persoane identificate care se implicau. Dar s-a expus colegul în acest sens despre faptul că în condițiile în care ambii candidați nu reprezentau nemijlocit, aici mai puțin poate putem vorbi despre o anumită implicare. Altceva ce vreau să zic tot în continuare despre importanța, despre încălcările ce au avut loc, despre anumite deficiențe, se referă un moment, să spunem, fundamental pentru cel puțin formatul actual al legilor în Republica Moldova, este sistemul SIAS alegeri. Este în acest sens să privim, dacă începem cu partea pozitivă a lucrurilor, este că dacă comparăm cu ce a fost în 2014, vedem cum 2015, acum suntem în 2016, cu siguranță constatăm o îmbunătățire la ceea ce ține de funcționarea acestuia. În același timp au fost oricum identificate un minim în cel puțin de 42 de cazuri când era asistată pentru o anumită perioadă funcționarea acestuia, sau au fost mai multe cazuri, cel puțin nouă, identificate când, și asta se referă în special la situația când peste hotare, când el, cetățeanul Republicii Moldova, vrea să voteze, dorea să voteze, în același timp în SIAS alegeri lui se arăta că el ar fi votat în Republica Moldova deja. Momente care semne de întrebare ridică și de ce așa de mult insist asupra acestui sistem? Este legea din 2008 când, cu privire la acest sistem, SIAS alegeri, care acolo este un moment specificat interesant la rubrica vot electronic în 5-8 ani. Într-un fel este ca ceva real, era preconizat faptul că se va vota din orice colț al lumii prin intermediul acestui sistem. Ajungem la acești 8 ani care s-au epuizat, putem spune acum în 2016, vedem că încă nu este real. Ca idee, ca temă de discuție, cu siguranță că votul electronic este o alternativă. De cealaltă parte, clar lucru că poziția este în ce măsură noi asigurăm securitatea acestuia. Fiindcă doar în condițiile în care va fi încredere în ceea ce se întâmplă, în, cum spunem așa, ai apăsat pe butonul cel tău, să fii sigur că va ajunge unde ai apăsat tu, doar atunci va putea să fie implementat. Dacă îmi permiți, sigur, aici, noi am fost în Estonia special pentru implementarea noi am văzut și chiar americanii au venit, noi am participat la alegerile parlamentare din Estonia și am văzut pe viu cum e destul de performant, însă sunt câteva condiții. Deci ei votează cu cartela alegătorului, da? Are codul lui și într-adevăr din orice ce colț a lumii unde nu s-ar găsi. Însă aici sunt câteva elemente care la noi până ce merg sau o să meargă greu. În primul rând, acea cartelă a alegătorului se eliberează celui care plătește impozit, contribuie, fiindcă asta costă bani. Aceasta costă bani. Deci ai mulți conoționali de ai noștri, au plecat în diferit timp, sunt unii câte 10-15 ani, unii chiar au decis că nu mai revin în Moldova, dar dețin pașaportul Republicii Moldova, cetățenie, este alegător și el decide cine o să fie la noi, nu unde el locuiește, de la noi în Moldova, cine o să fie la conducere. În același timp, necontribuind financiar, fiindcă cum activează statul, instituțiile statului? Cu banii din buget. Cum apar banii din buget? Noi știm procedură, inclusiv din
impozitul persoanelor fizice care lucrează și așa mai departe. Deci noi contribuim la aceste alegeri. Am vrea ca toți cetățenii să contribuie. Trei, este o răspundere juridică destul de drastică pentru cei care încearcă să încalce acolo. Și se vede foarte repede, fiindcă dacă, cum te duci la bancă, introduci cartela, vede cine, fiindcă, și mai sunt încă coduri care numai persoana personală o cunoaște. Deci este o soluție și după cum a menționat Igor, eu vă spun că s-au cheltuit în jurul de 6 milioane de dolari începând cu 2008, într-adevăr, a fost un grup de vreo 6-7 persoane experți străini care erau în incinta Comisiei Electorale Centrale și au lucrat mult asupra acestui proiect și se părea că venim înspre o finalizare inclusiv cu registrul electronic a alegătorilor, se mergea paralel. Iată că s-a oprit și una și alta și noi nici acest registru electronic nu l-am dus la capăt din diferite circunstanțe. Însă eu cred că votul electronic în următorii 10 ani este sub o problemă, fiindcă este necesar o responsabilitate din ambele părți. Și în primul rând, referitor la securitate, acolo sunt trei persoane, zicem noi trei chei, care în același moment trebuie să fie conectate. Deci dacă nu-i una, nu se conectează și nimeni nu are acces la acest sistem. Deci este un exemplu și noi am putea, dar încă mai este timp. Da. Domnule Bucătaru, Promolex, din câte știu, a participat la numerarea, mai bine zis, a datelor alături de CEC. Până la urmă, din datele oficiale pe care le avem, diferența nu a fost mare de cifre pe care le-am obținut, sunt la 200-300. Cum se explică lucrul ăsta totuși, o diferență de 200? Dacă vă referiți la datele din turul 2 de scrutin, da. Fiindcă noi am făcut o numărare în paralel, da, și în primul tur de scrutin, acum în al doilea ne-am concentrat pe cele 1981 de secții de votare ca să avem o situație comparabilă, fiindcă în primul tur de scrutin erau întrebări din ce cauză erau anumite diferențe și am specificat momentul ăsta la că în primul tur de scrutin noi ne-am bazat pe 1981 procese verbale din țară și doar 40 psihotare, pe când la CEC la loc s-au folosit toate 100 procese verbale. Deci erau momentele anumite prin care se poate explica. Acum, din care cauză în turul 2 de scrutin, am recurs deja când vorbim de numeratoarea în paralel a voturilor, am reieșit din cele 1981 de secții. Într-un fel, noi am plasat pe site-ul nostru promolex.md datele conform numărării voturilor de către Promolex, care sunt finale, fiindcă a fost o procesare manuală, să spunem, a tuturor. Pe de altă parte, datele ce țin a CEC-ului sunt preliminare. Și în acest sens, datele finale care vor fi prezentate, probabil mâine o să vedem, deja atunci vom putea vorbi de o anumită comparație, diferență. Sigur să vedem, fiindcă s-a văzut situații când, de exemplu, prin acel calculator operatorul îți transmite la CEC și am avut acele situații de cele trei cazuri când de inversare a rezultatelor care până la urmă s-au schimbat în momentul în care a fost prelucrarea respectivă. Așa este ceva uman, fiindcă și metodologia noastră, când noi folosim rezultatele preliminare în baza la cei ce ne transmit nouă observatorii prin SMS-uri. Deja când ajung la noi procesele verbale, când le prelucrăm și încă tot aici, dacă iarăși poate și momentul pe undeva pozitiv să vorbim, este faptul că, de exemplu, dacă în turul întâi de scrutin noi vorbeam de, dacă nu greșesc, 52 de procese verbale cu erori, mi-aduc aminte, acum, de exemplu, am identificat 31 în acest sens, bine că e vorba doar de cei din 1981, când au fost erori, fiindcă procesele verbale, ele sunt cu niște formule de verificare, cunoaștem, și, dar un moment important, că, de exemplu, la formula ce ține nemijlocit de litera H, acolo de pe concurență, doar 10%, în sensul că nu coincidea numărul care l-au acumulat concurenții cu numărul de valabil exprimate, adică aici doar 10 procese verbale. Dacă să luăm în evoluție 2014-2015 actual primul tur, cu siguranță că avem o situație mai bună în acest sens ce ține de modalitatea de completare a proceselor, dar oricum cu anumite erori în numărul de 31 de procese verbale.
Domnule Medrigan, dumneavoastră cunoașteți, de fapt, aș îndrăzni, zic, bucătăria cecului așa din interior. Cum de s-a comis eroarea cu inversarea acestor cifre? Pentru că până la urmă s-au aruncat cu pietre în câștigătorul acestei curse electorale, încercând să se motiveze că se merge pe fraudare. Păi asta e problema, aruncarea de pietre, fiindcă este factorul uman. Eu nu aș ajunge la concluzie că cineva e intenționat. În tot cazul, această eroare, ea se depistează. Se depistează fiindcă în fiecare secție de votare sunt observatorii la concurenți electorali. Fiecare acest observator sau reprezentant primește câte un proces verbal, da? Are dreptul. Și fiecare concurent sau ștab fac și ei calculele lor. Deci, mai devreme sau mai târziu, această eroare, ea iese la iveală. Deci, ea prematur de aruncat unul în altul, fiindcă putea să fie în favoarea unuia sau altuia. Iată, noi, ultimele alegeri când le-am avut, în 2015, da, primarul general, nu a ieșit nimeni în stradă să arunce, să facă manifestații mari, da? Țineți minte. S-a numărat liniștit până la urmă, a câștigat Dorin Chirtoacă, s-a declarat învingătorul. Deci cât de cât s-a respectat această procedură. Și iată, peste un an de zile, încă nu avem rezultatele finale, fiindcă mâine sau poi mâine când ar fi, iată cineva deja cu astfel de lozinci, că ne-au furat, ne-au amăgit sau nu știu ce. Deci aș vrea să menționez această poziție a politicienilor în primul rând, fiindcă de la mesajul lor mult riesă. Dacă ei cheamă la calm alegătorii, fiindcă și recunosc până la urmă o învingere. Bun, o recunosc, nu recunosc, asta e chestia lor personală, dar ăștia sunt persoane vii. Da, eu înțeleg că pentru cineva este un gust amărui că nu a pierdut candidatul lui, dar să vedem că mulți n-au trecut în turul 2. Din nou, candidați au trecut 2, deci dacă ieșeau aceia în stradă după primul tur, păi la noi de fiecare dată, cui nu-i convine, ies în stradă, atunci ce fel de proces democratic. Și acest mesaj a liderilor politici, fiindcă nu trebuie agitați cetățenii sunt diferiți și au informații diferite, sunt informați diferit cu emoții și așa mai departe, inclusiv și diaspora. Deci trebuie de așteptat calm rezultatele. Eu vreau să vă întreb, în ce măsură sunt justificate acuzațiile care îi se aduc în primul rând ministrului de externe? Pentru că cecul ne-a clarificat ce a ținut de competența lui. E legal ca să ceri demisia? Până la urmă nimeni nu ne împotrivește, dar ce ne bazăm? Uitați-vă în ce constă această învinuire. Deci numărul de secții de votare și cum Igor a menționat, numărul și locul îl stabilește Ministerul de Externe. Ministerul de Externe. Și deja competența Comisiei Electorale Centrale de a organiza procesul electoral. Deci tot ce se referă peste hotarele statului este de competența Ministerului de Externe. Comisia Electorală Centrală nu poate în orice stat să ducă, fiindcă așa e. Deci acum Ministerul de Externe, cum a fost și în 2009-2010, deci în primul rând noi avem o practică care are o majoritate din state. Înainte era secția de votare la ambasadă sau la consulat. Eu vreau să menționez foarte scurt că cei mai mulți cetățeni a unui stat care locuiesc în afara statului este Israelul. Cetățenii din Israel sunt de două ori mai mult peste hotare decât în însăși stat. Și Israelul nu face secții de votare nicăieri în lume decât la ambasadă și la consulat. Ce, Israelul nu are bani ca să asigure ca toți accesul, cetățenii, nu o zic, mai mult. Statele Unite, nu de mult au fost alegeri, da, la noi. Unde au fost? La ambasada Statelor Unite și acolo unde mai este consulat. Și alte state. Deci este o practică, nu e chestie numai că de bani sau ceva. A doilea stat este Italia. Foarte mulți italieni pleacă și sunt în țară. Deci nu e așa că, iată, dacă sunt peste hotare, trebuie atâta că noi să asigurăm 100%. Mai este și posibilitatea statului. Deci Ministerul de Externe
Iarăși din acele date și cadrul legal, după cum a menționat și colegul, o lună înainte de scrutin, se instituie acest site a Comisiei Electorale Centrale pentru a se înregistra. Pentru ce este această înregistrare? Ca să vadă în ce locuri este concentrare a alegătorilor, ca anume acolo să fie create secțiile de votare. Cât au fost înregistrați pe site-ul CEC-ului, cum credeți? În jurul a 2000 și ceva, îmi pare. Domnule Bucătaru, problema cu persoanele decedate în listă a fost sesizată de Promolex, a fost înlăturată aceasta? Nu am vorbit despre acest moment, continuă să fie și la fel parniz că tot la dumneavoastră discutam acest subiect. Din momentul în care din septembrie au fost anunțate când Registrul de Stat Alegătorul, Registrul de Stat a Populației, au început discuții pe acest subiect și menționasem încă de atunci că este necesară pregnanță, spunem, într-un mod, cu totuși comunicare între instituțiile statului în care registru, Biroul Național de Statistică, Cadastru, în care ei, de exemplu, una că o problemă tot în listă era, care a apărut de mult, cu străzile, cu stradele, cu denumirile, cu momente care după și în recomandările noastre este că în primul rând instituțiile statului urmează să comunice între ele pentru a asigura, fiindcă până la urmă CEC-ul face un export din Registrul de Stat a Populației și în baza lor se formează Registrul de Stat al alegătorului, dar se primește că acuzele în principiu de liste țin anume de, și încă un moment tot aici ceea ce au raportat observatorii noștri din comunicarea cu autoritățile publice locale că un moment este că nu se, de exemplu, modificările care încearcă să fie operate, într-un fel multe din ele se regăsesc, adică mai bine spus scăpările și la alte scrutine. Domnule vorbind, moment încă de acel subiect cu situația cu inversările, un moment ce la fel am atenționat în rapoartele noastre este cu, de exemplu, ipotetic să spunem, unul din este operatorul. Operatorul care introduce datele acestea și ce vreau să spun la acest subiect, un primul că el în genere lipsește în cod electoral este noțiunea de persoane autorizate care să se asiste la procese electorale în secții de votare. Este bine că în regulamente sunt, dar în cod nemijlocit operatorul nu este introdus ca persoană care pe parcursul zilei are dreptul să stea în secție de votare. Este un moment care cu siguranță va trebui devenit. Și al doilea moment, inclusiv un regulament privind activitatea biroului, nu este specificat anumite incompatibilități pentru statut de operator. De exemplu, un membru de partid poate fi sau eu știu clar lucru că nimeni nu zice că dacă el scrie că nu-i, spune că nu este membru, dar în același timp, dar sunt momente care într-un fel trebuie totuși legal să fie stipulate anumite incompatibilități, fiindcă operator totuși e o funcție importantă în acest sistem al nostru. De... Domnule Bucătaru, pe final de emisiune o întrebare de concretizare până la urmă. Asociația pe care o reprezentați dumneavoastră are o experiență deja în monitorizarea acestor alegeri de orice nivel. Până la urmă, sesizăm o îmbunătățire a stării de lucruri, a modului în care sunt desfășurate alegerile? Scurt. Este cu poziția, dacă vorbim de scurt, poziția, noi am spus-o, repet, va fi reflectată în raportul final. Procesul este unul complex, cu diferiți actori implicați și noi când vorbim de organizare, vorbea colegul de stat, dar cu siguranță că nu doar statul este responsabil de ceea ce se întâmplă, este și concurentul și alegătorul. Adică toți trei, și vorbeam și înainte și repetăm acum, responsabilitatea tuturor acestor trei actori implicați în procesul respectiv. Domnule Medrigan, domnule Bucătaru, vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri și pentru prezența în studio. Vă mai așteptăm și în alte ediții. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics. Sunt Vlad Mandan, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de noi. Pe curând!